Unii slătineni sunt conștienți că purtarea măștii de protecție îi ține departe de coronavirus, deși recunosc că se mai întâmplă să uite să o folosească. Alții însă nu cred în eficiența ei sau a virusului, care a ucis deja milioane de oameni la nivel mondial. Trebuie să purtați începând de astăzi mască. O purtați de obicei? Da. Considerați că este utilă? Nu. Foarte utilă pentru că te protejezi pe tine. Ce n-ai știut până acum? Am instituit măsura de ieri, astăzi este o măsură, facem o inspecție preventivă, da. Dar vă rugăm ca de azi încolo să o purtați. Local eu o port, nu am, cu am la mine, dar numai când intru... Nu știu până acum. Da. Începând de astăzi au fost impuse noi măsuri de prevenire a răspândirii noului coronavirus pentru mai multe localități în care indicele de infectare a depășit 1,5 cazuri la 1000 de locuitori. Printre acestea se numără și purtarea obligatorie a măștii de protecție în spațiile publice închise sau în aer liber. Astăzi intră în vigoare măsura privind obligativitatea purtării măștii de către toate persoanele cu vârsta împlinită de 5 ani în toate spațiile publice deschise din mai multe localități din județul Olt, printre care și municipiul Slatina, în care înregistrăm o rată de incidență a cazurilor pozitive COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 1,5 la 1000. Organizăm o acțiune pe raza municipiului Slatina și ulterior și pe raza anumitor comune arondate, prin care încercăm să mediatizăm această dispoziție, să conștientizăm în populația și cetățenii, astfel că să participe toți la efortul comun de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. Ieri, oamenii legii au verificat modul de respectare a măsurilor anticovid de către transportatorii de marfă și persoane. Au fost trase pe dreapta 10 de mașini de marfă și microbuze sau autocare. Acolo unde au fost constatate nereguli, au fost aplicate și sancțiuni. Cum vi se pare faptul că trebuie să purtați mască și să reduceți numărul de pasageri? Pentru mine e ok și chiar trebuie toată lumea, indiferent dacă crede sau nu crede. Autoritățile fac eforturi pentru a determina cetățenii să poarte mască. Ei transmit periodic, prin intermediul ISU, un mesaj audio prin care îi informează pe oameni cu noile decizii restrictive. Da, da.